În discursul său, după primirea titlului universitar, Barroso a vorbit și despre criza refugiaților din Europa. Am fost întrebat deseori cum aș fi gestionat criza refugiaților din Europa. Avem o dificultate cu refugiații în Europa, dar adevărata criză e în Siria, în Libia, în Irak. Avem o problemă, dar comparativ cu problema lor, nu aș face un schimb. Trebuie să fim realiști. Europa nu poate primi toți refugiații. Trebuie să întărim granițele externe. Fostul președinte al Comisiei Europene l-a apreciat pe premierul României, prezent la ceremonie, spunând că România este pe mâini bune. La rândul său, Cioloș a spus că apreciază optimismul lui Barroso. José Manuel a fost cel care a susținut cu tărie finalizarea negocierilor de aderare cu România și aderarea României la Uniunea Europeană. El este cel care, știți, toată discuția cu nominalizarea comisarului european, când România nu mai vrea să aibă un comisar de anumită natură, ci unul cu putere de decizie reală. Și doresc să-i mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, aproape pentru cecul alb pe care mi l-a acordat încă de la început, pentru că noi ne-am văzut prima dată în momentul în care ne-am întâlnit după ce eu am fost nominalizat și am avut prima întâlnire, să spun, formală cu președintele desemnat atunci al Comisiei, când am discutat inclusiv despre responsabilitatea pe care aș putea o avea în cadrul Comisiei. Deci nu mă cunoștea decât din analize, din documente, din ceea ce spuneau alții și a avut curajul împotriva părerii multora, inclusiv persoane cu putere de decizie la nivel european, a avut curajul să-mi acorde acel portofoliu al agriculturii și dezvoltării rurale într-un mandat al Comisiei Europene în care trebuia purtate negocieri pentru reformarea politicii agricole comune. José Manuel Durão Barroso a fost președintele Comisiei Europene timp de 10 ani, în perioada 2004-2014.